Ambulanțele private vor răspunde în următoarea perioadă la apelul 112 pentru a ajuta sectorul public în contextul pandemiei de COVID-19. Este foarte îngreunat accesul ambulanțelor către pacienții ce sună la 112 pentru testarea COVID. S-au făcut o serie de virări de credite bugetare de la alte domenii pentru a implica inclusiv ambulanțele private, care vor răspunde la același număr 112 pentru a ajuta sectorul public. Da, trebuie să dea. Trebuie să dea, că nu stă bun la zi fără asistentă, fără medici, fără câte și mai câte una. Dar una peste alta, vorba lui Alia de la Craiova, primărița, că cu încetul, cu încetul, va dispare multă omenire. Imaginați-vă ce înseamnă la 17 și ceva la mie, la 3%, 4%, am mai mers cum am mai mers. Dar acum nu e posibil treaba asta, mie mi-a murit doi frați. În lupta aceasta trebuie să înțelegem cu toții că nu se poate fără un parteneriat public-privat, mai ales în condițiile în care s-au restricționat internările pentru afecțiunile programabile în spitalele COVID sau suport COVID. Acestora trebuie să le asigurăm accesul în celelalte instituții sanitare, fără să ținem cont de forma de proprietate a instituției sanitare respective, a declarat șefa CNAS. E ceva normal să facă și privat așa ceva, na, că e foarte greu în situația de astăzi. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Deci părerea mea este părerea că ar trebui, dacă se poate. Bineînțeles. Pentru că în această perioadă sunt foarte multe solicitări la 112. Bineînțeles. Numai să fie. Asta este meseria lor, asta le ajută oamenii, nu? Considerați că ar fi un lucru benefic? Da, de ce? Deoarece în această perioadă sunt extrem de multe solicitări și sistemul public nu mai face față. Da, da. Procentul mic de vaccinații din țara noastră este îngrijorător. Tocmai de aceea se încearcă pe toate căile posibile încurajarea atât a personalului medical, despre care știm că este epuizat și supra-solicitat în această perioadă, ca la rândul lor să încurajeze pe asigurații noștri, pe pacienți, să meargă spre centrele de vaccinare.